Salutare! Am văzut Gran Turismo pe 28 iulie, dar n-am avut voie să comentez pe seama lui decât acum ca urmare a embargoului impus de către producători. Bazate pe fapte reale, povestea din film ne duce în boxele celor de la Nissan care vor cumva să-și reîmprospăteze brandul, iar pentru această misiune îl antamează pe Danny, care vine cu o idee ciudată neortodoxă și chiar controversată. Ce ar fi să organizeze un concurs la care cei mai pricepuți jucători de GT să își demonstreze măestrea și în condus real, iar învingătorul să devină pilot la Nissan. Unul dintre potențialii beneficiari ai acestei oportunități este adolescentul Ian, care între noi fie vorba freacă volanul jocului de mama focului în loc să frece altceva, și aici mă refer desigur la o carte care să-i aducă o slujbă reală care să-l facă plecat din casa părinților. Îmi era poftă de un film setat în lumea curselor automobilistice, deoarece a trecut destul de mult timp de la precedentul, anume Ford v Ferrari, un film de altfel excelent. A durat un pic până am trecut peste inepția idei care a stat la baza filmului, că vorba aia, ce mama dracului, s-au terminat piloții adevărați care s-au antrenat an și an pentru asta și au trebuit să apeleze la niște pișpirii grei ca un sac de cartofi, al căror maxim efort era acela de a ajunge până la budă la timp înainte să le explodeze vezica și am petrecut ceva timp cu dezvoltarea acestei premize, filmul trăgând oarecum frâna de mână cu prezentarea unor scene al căror deznodământ deja îl cunoșteam din trailer. Dar odată ce începe să mănânce asfaltul, GT se transformă într-o cursă nebunească, desfășurată într-o viteză amețitoare, de simțeam cum măgâdile vântul pe la plete, când vedeam cum zboară mașinile pe ecran. Regia mi s-a părut una excelentă și a reușit să injecteze imaginile cu o adrenalină atât de potentă încât este capabilă să resusciteze din stop cardiac până și inimile mumiilor decedate cu mii și mii de ani în urmă. Simțeam că sunt în tribunele celor mai celebre circuite de curse din lume, iar mașinile treceau prin fața ochilor cu atâta rapiditate că părea că la o simplă clipire deja au terminat o tură. Iar sunetul care însoțește imaginele nu face altceva decât să amplifice această senzație care mi-a înghesuit inima într-un colț al stomacului și m-a făcut să caut Pavlovian, centura de siguranță, deși scaunul de la cinema nu pleca nicăieri. Ca realizare tehnică, vine cu câteva chichițe, nu neapărat originale, dar interesant implementate în film, combinând oarecum viața reală cu elemente specifice jocurilor video. Și de multe ori acest truc a crescut nivelul de intensitate al scenelor, unele care deja erau pe muche de cuțit de mi-a să dau palmele, încât aveam impresia că bat Cuba non-stop cu diavolul în cel mai încins cazan din iad. Nu sunt efectele speciale dintre cele mai arătoase, pe alocuri chiar aveam impresia că urmăresc servențe din jocul cu același titlu de pe PlayStation, dar nici nu prea m-au deranjat prea mult. Eram preocupat să fiu atent la ce se petrece pe circuit, aveam inima cât un purice, anticipând dezastrul și pregătindu-mă pentru gelanie. Ne fiind un pasionat înflăcărat al acestui sport, n-am avut habar de ce s-a întâmplat în realitate, așa că pentru mine scenele pe care le vedeam pe ecran reprezentau o noutate. Că nu urmează cu exactitate firul evenimentelor, așa cum aveam să aflu ulterior, da, este adevărat, apar câteva modificări semnificative, dar nu atât de mari încât să schimbe sensul ideii din spatele acestei povești. Una care nu este cine știe ce imprevizibilă, ce intuiești rapid în ce direcție o virează chiar dacă ești în beznă în ceea ce privește întâmplarea reală. În caz contrar, dacă deznodământul o lua pe câmp viran, atunci nu mai existau motive pentru realizarea acestei producții. Dacă este să scot în evidență ceva ce nu mi-a plăcut la Gran Turismo, ca am nis ai cherosen stricat se bagă în rezervoare, atunci acel ceva este lipsa unui conflict cu adevărat dramatic între personaje. Există câteva secvențe emoționante, nimic de comentat, dar nu unele care să-mi fi ambalat sufletul și să-mi fi încins sinapsele să iasă fum din ele. Există un conflict mai potent, dar unul intrinsec dus cu propria ființă de către personajul principal care nu știe cum să gestioneze un moment pivotant din cariera lui, și mai ales din viața lui. Iar actoria nu-i printre cele mai grozave, nu mi-a transmis atât de multe emoții pe cât mi-aș fi dorit. Am găsit-o destul de fadă, fără prea multe curbe sau serpentine la nivel interpretativ. Poate că nu sunt chiar fair play cu această mențiune ce poate părea cam dură, dar ea s-a născut în urma comparației cu filmul pomenit anterior cu tot respectul pentru actorii de aici, ei nu se ridică la nivelul unor Christian Bale sau Matt Damon. Poate cel mai irritant aspect pentru mine, poate pentru alții pare insignifiant, este obsesia de a atașa și țara din care provin anumite orașe celebre al căror nume tot apare pe ecran. Chiar atât de proști să fie americani că sigur lor le-a fost dedicată această tactică încât să n-aibă habar că Londra e în Anglia Tokyo în Japonia și Dubai în Emirate. În fine, n-are rost să mă enervez, asta e. Revin la sentimente mai bune și menționez că umorul este unul destul de reușit și am râs de câteva ori, culpabil aici fiind inginerul șef. El pare un antrenor venit din iad, care îi pune la cazne foarte grele pe participanți, chitit fiind să scoată untul din ei pentru a-l înlocui cu rezistență fizică și tărie mentală. Filmul m-a surprins, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult, chiar dacă ideea încă mi se pare una fantasmagorică și o chichiță de marketing. În realitate fiind un program de televiziune sponsorizat de Nissan și Sony, dar filmul în sine este bine realizat. A reușit să pună pe ecran destule scene palpitante, fără prea multe derapaje în scenariu. Principala atracție care s-a cocoțat pe podiumul meu a fost viteza noucitoare cu care m-a delectat filmul una capabilă să dea radarele peste cap. Personajele și povestea nu sunt atât de bine încropite, nu atât de bine pe cât mi-aș fi dorit, exista loc de câteva finisaje mai atente și deși mi-a plăcut, nu cred că la final de an am să-l pun în vreun top. După ce am trecut de câteva ori pe la boxe să mă răcoresc, entuziasmul s-a mai diminuat, dar doar un pic, tot mai am combustibil să parcurg 8 ture de circuit, sperând că voi înregistra cel mai bun timp. Până data viitoare, atenție la volan, să aveți parte de nipemii, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și în mașină și pe trotuar și papa. Pa!